Îi avem alături de noi pe invitații special din această premieră de balet, Anotimpurile. Este vorba despre dansatorii de tango argentinian, Raluca Aldea și Kichi Chongor. Bine ați venit la Opera Brașov! Este prima colaborare pe care o aveți cu o instituție de spectacole într-o premieră de acest fel? În primul rând, bine v-am găsit și da, este prima de acest fel. Am mai avut spectacole pe scenă, dar la modul ăsta combinat cu balet este chiar prima colaborare. Ce părere aveți despre aceste inserții de tango într-un spectacol de balet alb? Este ceva nou. În același timp, pentru noi este o nouă experiență. Atât repetițiile, cât și derularea pregătirilor pentru acest spectacol a fost foarte interesant și diversificat. Deoarece foarte multe elemente se repetă în tangul argentinian din balet într-o altă manieră. Așadar, noi vorbeam pe terminologia noastră, maestrul coreograf Alexandru pe terminologia de balet și ne-am înțeles. Ne-am întâlnit la mijloc. Da, ne-am întâlnit la mijloc. Limbajele s-au întâlnit la mijloc, dar este frumos. Este frumos și este într-adevăr o experiență magică să colaborăm în permanență cu balerinii, să ne învățăm lucruri și unii pe ceilalți. E o experiență frumoasă. Asta și urma să vă întreb cum a decurs colaborarea cu coregraful, cu scenografa și colegii balerini. Minunat! Toată lumea a fost foarte deschis pentru această colaborare. Câțiva balerini, dansând și cu noi tango argentinian, au fost foarte receptivi pentru mișcările noi, coregrafiile noi, precum și noi eram curioși să ne implicăm nu numai cu tango. Am încercat și noi să mixăm tango-ul cu ce făceau ei, tocmai ca să se facă frumos trecerile de la tango la clasic. Și pentru mine a fost cumva o revenire foarte, foarte frumoasă la viața de teatru, pentru că chiar îmi lipsea de acum 20 și ceva de ani. Și este o experiență pe care chiar o trăiesc din plin. Povestiți-ne, vă rog, câteva lucruri despre parcursul vostru profesional, atât împreună cât și separat. Chongor, începi. Ok. Eu am început acum 10 ani să dansez tango argentinian. Înainte am practicat dans sportiv. În 2015 am câștigat campionatul european fiind cel mai tânăr campion și finalist la campionatul mondial din Buenos Aires. Iar acum 2 ani? 2018. Da. Am început colaborarea cu Raluca și având amândoi o viziune asemănătoare despre tango, ne-am regăsit bine. Da, colaborăm foarte, foarte bine și pe partea de predat și pe partea de dans și încercăm să facem lucruri frumoase cu tango pe cât posibil. Tu când ai început să dansezi? Spune-ne câteva lucruri despre tine. Am început și eu tot la o vârstă fragedă, de la 4 ani, 5 ani, ceva de genul ăsta, și am început cu balet. Eu am terminat liceul de coreografie, am fost colegă, un pic mai mică decât Alex, decât domnul coregraf. Și am lucrat 2 ani în teatru, după care am simțit nevoia să fac altceva. Și m-am îndreptat spre diverse dansuri, inițial spre dansurile sportive, nu pot să spun că au fost așa neapărat pe specificul meu. Latino, am trecut prin mai multe școli și apoi am descoperit tango, acum vreo 14 ani, cred că. Și ce vă să spun, am venit cumva la vorbele domnului Tugiaru,
care mi-a spus la un moment dat că, așa cum mă vede dânsul pe mine, eu ar trebui să dansez un dans foarte, cu foarte mult caracter, mai degrabă decât balet. Și se pare că l-am găsit. Am găsit acel dans cu caracter, îmi place foarte mult, mă regăsesc foarte mult în caracterul acesta, atât puternic, cât și foarte feminin și foarte pasional al tangoului. Adresați, vă rog, o invitație din perspectiva voastră a dansatorilor de tango argentinian, celor care vor dori să urmărească premiera spectacolului de balet Anotimpurile. Eu personal le recomand să vină cu inima și cu mintea deschisă spre vizionarea acestui spectacol, pentru că este într-adevăr o premieră, nu doar că este premiera teatrului, dar este o premieră și ca combinație de stiluri. Și atât Alex, maestrul coregraf, cât și noi am încercat să îmbinăm cât mai armonios aceste două stiluri, astfel încât să se creeze un tablou general interesant și atractiv. Așa că îi invităm cu tot dragul să vină să urmărească acest spectacol. Vă mulțumim frumos și vă dorim mult succes! Mulțumim frumos! O avem alături de noi pe Ana Maria Boancă, solistă de balet, recent integrată în colectivul nostru. Îți urăm bine ai venit și iată că deja debutezi într-o premieră. Ce te atrage în dansul pe care îl vei exprima sâmbătă seara? În primul rând este onoare. Pentru mine și să fiu aici este o onoare și o provocare în acest spectacol, pentru faptul că alături de colegul meu, cu partenerul meu în acest spectacol, vom dansa în paralel cu cuplul de tango. Și vom adapta dansul clasic ușor la tango argentinian. Și pentru mine acesta este minunat. Deci este mai mult decât îmi puteam dori. Repetițiile au decurs foarte bine, cu calm. Mi s-a părut că totul a fost bine organizat. Totul a fost bine. Îți mulțumim și îți vedem un succes. Mulțumesc eu. Invitată în fața camerei este Dorin Mirea, solist balet al operei Brașov. Aș vrea să te întreb, Dorin, pentru că este premieră, ce anotimp preferi din acest spectacol și care ar fi motivele? Ar fi nedrept să spun că prefer un anotimp, mai ales pentru că dansez în toate. Fiecare anotimp are specificul lui și au farmecul personal. Dacă aș putea să spun că aș fi mai atașat de un anotimp, ar fi probabil primăvara și vara, unde am anumite părți solo care mă solicită puțin mai mult. Dar aia nu înseamnă că celelalte două anotimpuri, toamna și iarna, îmi displac sau poate să-mi placă mai puțin, pentru că am și acolo, dansez cu atâta, cu aceeași plăcere și suntem toți încadrați în momente frumoase care sper din suflet să savurați împreună cu noi. Când au început repetițiile și dacă ai un moment aparte de care îți amintești legat de premiera acestui spectacol? Momente aparte. Fiecare repetiție este specială, o tratăm cu toată seriozitatea și încercăm să dăm totul din noi, să scoatem ceea ce ne solicită coregraful, regizorul, pentru ca să exprimăm ceea ce își dorește el. Mult succes și abia așteptăm să te vedem și împreună cu colegii tăi pe scenă. Mulțumesc, vizionare plăcută!
Avem bucuria să-l avem alături de noi pe coregraful Alexandru Fătescu. El a regizat spectacolul de balet Anotimpurile. Iată o nouă premieră la Opera Brașov. De data aceasta, un titlu atractiv imaginat în pași de dans. De ce Anotimpurile? Pe muzică de Antonio Vivaldi și Astor Piazzolla. Anotimpurile este un titlu și un spectacol care m-a urmărit de-a lungul carierei de balerin. De ce spun asta? Am debutat în Anotimpul vara, la 17 ani, pe scena Operei din București, în coreografia doamnei Alexa Mezincescu. După o perioadă, ajungând în Austria, am fost invitat de domnul coregraf Peter Breuer la teatrul de stat din Salzburg, unde am avut iarăși o colaborare în Anotimpuri. Și ultima colaborare a fost la teatrul din Meiningen, în Germania, în coregrafia domnului Sim Peng Wang, unde conceptul a fost făcut de dânsul în așa fel încât să fie Anotimpurile lui Vivaldi și Anotimpurile lui Piazzolla. Mi-a rămas întipărit acest mix între clasic și tango, iar acum la Opera din Brașov am ocazia să aduc aceeași muzică în viziunea mea. Care este conceptul regizoral, coreografic și scenografic pe care l-ai urmărit în această montare? Împreună cu scenograful nostru al operei, doamna Rodica Garștea, am hotărât să dăm fiecărui anotimp o nuanță, aducând în anumite tablouri elemente de recuzită și proiecții, dar fiecare anotimp este bine structurat pe o culoare. Folosim atât poantele de dans, flexibili, dans de, pantofi de caracter, și specific tangoului argentinian, pantofii specifici. Cum a apărut ideea de tango în cadrul acestui spectacol de balet alb? Tango. S-a folosit foarte mult tangoul în spectacole de balet. Este un stil de dans foarte energic. Ideea mi-a venit de a aduce tango argentinian. Am o colaborare cu o fostă colegă, deci este absolventa liceului de coreografie, după care a studiat tango argentinian, și am hotărât împreună ca pe muzica lui Piazzolla să aducem tango argentinian pe scenă, unde vom avea doi campioni europeni. Pe lângă ei o să mai avem un cuplu de balerini care vor interpreta tangoul argentinian la poantele specifice baletului. Este cea din tâi premieră de balet online din istoria Operei Brașov. Ce părere ai în legătură cu această nouă metodă de adresare către public? Este ea benefică? Este greu. Este greu să trecem peste bariera acelor camere video, să nu vedem publicul în sală, să nu auzim murmurul dinainte de spectacol și aplauzele între numere. Benefic este, avem, ținând cont de sala noastră de 300 de locuri, probabil, sper că o să ne urmăriți spectacolul și o să avem mult mai mulți spectatori, chiar dacă nu în sală, ci în spatele micilor ecrane sau laptopuri, tablete. Deci singur lucru benefic este acesta, că putem fi văzuți din fiecare colț al țării și al lumii. Dar am preferat de mie de ori să avem publicul în sală. De la ora 18:30 vă așteptăm pe canalul nostru oficial de YouTube al Operei Brașov să urmăriți premiera Anotimpurile. Cei care sunteți pe Facebook vă rugăm să treceți pe canalul de YouTube. Vă urăm vizionare plăcută!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.